Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Oamenii de știință spun că suntem cu un pas mai aproape de pastila care va înlocui exercițiile fizice. Hai odată! Dar măcar să ne aducă ei pastila. Un pas mic pentru știință, mare pentru leneș. Pastila ar urma să aibă efecte similare cu antrenamentele de la sală. Deci tot atât de mult o să coste. Practic, ați văzut ce s-au scumpit? S-au scumpit sălile, nu știu. Așa am auzit. Eu doar trec pe lângă ele. Am văzut niște știri. De, sunt săli și săli. Și depinde cât de mult te duci. Dar tu de unde știi? Cum, cât de mult? Am mai auzit. Păi ce, se plătește pe bucată? E abonament lunar. Acum, dacă te duci de 3 ori într-o lună, e exorbitant de scump. La asta dacă te duci zilnic, aha, devine chiar ieftin. Te duci de 3 ori pe zi. Așa și cu pastile. Sau așa, da. Dacă faci și duci, da, deja te economisești, da, ca lumea. Adică... Te alegi o sală care are și să pun. Da. Îți spun că dacă te duci o lună zi de zi, da, cred că scoți abonamentul din duș, din ce economisești acasă. Dacă are și piscină, folosești și prosopul lor. Fân au. Obligatoriu. Obligatoriu. Cata treabă. Da. Ne-am scos și la bombă. Păruț. Deci pastilă, ce-ai zis? Nimic, cu părul. Nu, la păruț. La păruț? Păruț. Ce cu păruț? Că te speli și la păruț, că pe on. Și-ți faci și freza. Te supărat, te referi la cap. La perișor, la cap, da. Da. Asta. Deci o să mergem la farmacie și o să cerem un flacon pentru pătrățele. Se ocupă de această minune a științei, fără nicio îndoială, cercetătorii de la Facultatea de Medicină a Universității Washington. Deci te n-am prea auzit până acum, deci cred că au lucrat mult la treaba asta. E treabă. Pastila nu este destinată leneșilor, de, persoanelor care nu pot face sport din motive medicale sau fizice. Practic și leneșilor, când... da. Adică noi din, clar din motive fizice nu putem face. Păi uite-te la mine, din motive medicale nu. Voi ce credeți? Și din motive medicale. Să știți că există și o mulțime de explicații științifice pentru felul în care vor acționa substanțele din această pastilă. Care sunt? Le-am citit de 3 ori. Așa? Dar mi-am dat seama că așa aveai nevoie și de o pastilă pentru exerciții mentale. Ești prea leneș pentru... Da, ca să înțeleg. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.